Presa liberă trecere. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem din nou la Presa Liberă Trecere. Intenționăm astăzi să discutăm cu trei reprezentanți ai formațiunilor politice din municipiul Râmnicu-Sărată despre ce se întâmplă la nivel național, despre această criză politică în care a intrat România. Aveam săptămâna trecută un premier în persoana domnului Victor Ponta, după care l-am avut pe domnul Câmpeanu, ministrul educației. Astăzi, la momentul la care noi înregistrăm această ediție, președintele Iohannis se află în discuții, întâlniri cu partidele pentru a propune premierul. Am înțeles noi că această informație oficială va fi oferită în jurul orei 19. Vreau să vă anunț care sunt invitații ediției de astăzi, după care rog foarte mult să ținem și un moment de reculegere în memoria victimelor ce și-au pierdut viața în incendiul din Clubul Colectiv din București, pentru că și ce se întâmplă astăzi în România își are punctul de plecare acolo. Colectiv București, vineri 30 octombrie. Îi prezint și le spun bună seara domnului Ionuț Iuga, reprezentant PNL, domnul viceprimar Sorin Cârjan, reprezentantul PSD Râmnicu-Sărat și din partea UNPR Râmnicu-Sărat îl avem prezent pe domnul Marian Neață. Bine ați revenit! Bună seara! Bună seara! Domnilor, întâi ar trebui să facem și precizarea că invitații în această seară nu s-au putut ridica, nu am putut ține acest moment de reculegere așa cum se impune, așa cum ar fi firesc, din cauza tuturor factorilor ce țin de datele tehnice ale studioului. Vreau să vă reamintesc că această tragedie care a avut loc în Clubul Colectiv a fost un factor declanșator foarte puternic pentru o adevărată revoltă. Mii de oameni s-au strâns în stradă, în capitală, oameni care cer un nou guvern, un guvern tehnocrat. Vrem să aflăm opinia invitaților din această seară, domnul Sorin Cârjan. Ce părere aveți? Cum ați primit dumneavoastră ca membru PSD demisia guvernului Ponta? Înainte de toate am să-mi cer scuze, nu sunt cea mai bună formă, să spunem, pentru emisiunea dumneavoastră, pentru că încă sunt sub imperiul clipelor petrecute la slujba, la înmormântarea lui Ionuț Popescu, una din victimele dezastrului care s-a produs la București. Cum bine știți, Focșenan fiind, totuși a fost înmormântat la Râmnicu-Sărat. Am văzut foarte multă tristețe, foarte multe jale produse în urma acestor evenimente și cu siguranță toți suntem marcați de acest moment. Îți fac precizarea că nu eram în țară în momentul producerilor incidentelor de vineri, așa că nu am avut foarte multe date, dar am fost marcat de eveniment, chiar în lipsa acestora. Mai mult decât atât, desfășurarea evenimentelor a fost de natură să perturbe întreaga societate, ceea ce cu siguranță ne va afecta pe termen scurt și mediu. Nu știu dacă poate cineva să se bucure de căderea unui guvern, cu atât mai mult de căderea unui guvern bun. Noi, subiectiv fiind, spunem că e chiar păcat că un guvern cu performanțele guvernului Ponta a trebuit să plece, pentru că așa au înțeles unii că acesta ar trebui să fie tributul pe care să-l plătească guvernul pentru ceea ce s-a întâmplat, tristul eveniment de la Clubul Colectiv. Timpul va dovedi dacă a fost o decizie bună. Timpul va dovedi dacă ceea ce vom fi capabili să punem în loc va fi de natură să ne facă să depășim acest moment. Cu siguranță însă că ne vom aduce aminte multă vreme de fatidica zi de vineri 30 octombrie, pentru că numărul victimelor, modul în care ei și-au găsit sfârșitul și emoția care s-a produs pe urmă timp de o săptămână și încă nu s-a stins, va fi cu siguranță de natură să ne aducă multă vreme aminte de acest eveniment. Sperăm să fim luciți și mai cu seamă să ne păstrăm înțelepciunea, să nu facem fapte care ulterior să ne facă pe toți să plătim un preț prea mare.
Domnul Mariană Neață, această mișcare, Vocea Străzii, a dus la o schimbare de guvern. Deci strada a jucat un rol decisiv de această dată. Cum priviți dumneavoastră lucrurile în condițiile în care oamenii au mai ieșit în stradă și cu ocazia altor evenimente ce țin de soarta României? Într-adevăr, strada a avut un rol decisiv în schimbarea guvernului Ponta, care, din punctul meu de vedere, a fost un guvern bun. Cred că unul dintre cele mai bune guverne după 89. Dar dacă strada așa a considerat, a vorba domnului Sorin Cârjean, guvernul Ponta a plătit tributul celor care au plecat dintre noi de la Clubul Colectiv. Ce să zic, am speranța că următorul guvern care va veni va fi un guvern tot, cel puțin să fie tot la fel de bun ca și guvernul Ponta și împreună să depășim această situație care este destul de grea pentru România. Noi, unei perioade, am făcut parte din guvernul Ponta și întotdeauna față de guvernele din care am făcut parte nu am trădat, am fost alături de guvernul Ponta. Iar acum, pentru interesul național, o să mergem împreună cu premierul, care o să-l desemneze președintele Iohannis. Cum v-am mai spus, aș vrea ca și guvernul care va veni să fie într-adevăr tot un guvern bun, ca să ducă România acolo unde trebuie. Românii au foarte multe nevoi, situația este critică la ora actuală, nu putem să stăm în incertitudine, să stăm fără guvern, să așteptăm să pice două guverne, trei guverne, să facem anticipate. Deci, de asta suntem de acord cu domnul președinte Iohannis pentru numirea unui nou premier, din care nu știu dacă reprezentanții noștri vor face parte, pentru că o să fie un guvern de tehnocrați, de specialiști, așa ar fi bine să fie, așa am înțeles, dar așa mi-aș dori să fie, un guvern performant, care să ne asigure stabilitatea în următorul an până la următoarele alegeri. Domnule Iuga, spune domnul Mariană Neață, guvernul Ponta a fost poate cel mai bun guvern după anul 1989. Ne dorim un guvern de specialiști care să asigure continuitate, bunăstare românilor. Dacă ar fi să ne legăm și de una dintre declarațiile făcute de fostul premier Ponta, am lăsat românii cu salarii mărite, pensii mărite. Care este opinia dumneavoastră? Și de asemenea, vreau să plecăm de aici, de la această mișcare, această revoltă a oamenilor, de la Vocea Străzii. Unii liberali buzoieni nu au fost de acord cu Vocea Străzii și de constituirea unui guvern de tehnocrați. Unul dintre liderii sau oameni importanți din PNL Buzău declara zilele trecute că PNL ar avea resurse necesare pentru a asigura guvernarea. E păcat că o tragedie a dus la căderea acestui guvern, guvern care, din punctul nostru de vedere, al Partidului Național Liberal, nu a guvernat în parametrii ceruți de societatea civilă și, evident, de necesitățile României la acest moment. Cred că discuțiile privind căderea guvernului Ponta au fost reluate de nenumărate ori. Este evidentă poziția noastră, iar referitor la eficiența acestei guvernări, timpul ne va demonstra că nu a fost nici pe departe una dintre cele mai bune guvernări. Însă, nu cred că evenimentele de stradă și căderea guvernului Ponta vor rezolva în totalitate situația României la acest moment, pentru că, pe lângă solicitarea de a cădea guvernul Ponta, societatea civilă și strada, așa cum a fost denumită generic, cere reînnoirea întregii clase politice și nu mă refer aici doar ca persoane, ci și ca viziune asupra evenimentelor actuale și viitoare. Poziția noastră vis-a-vis de guvernare, o știți foarte bine, am spus-o și cu prilejul alegerilor prezidențiale, sper ca demisia domnului Ponta să nu fie un mod onorabil de încercare de a ieși din scenă, încercând să profite din punct de vedere politic de pe această tragedie, pentru că momente în care s-a solicitat demisia domnului Ponta au fost multe, inclusiv faptul că aveam la momentul respectiv un prim-ministru trimis în judecată și care continua să guverneze fiind
dezaprobat de toate cancelariile europene și la nivel național și în toate structurile. Din păcate, această tragedie a trebuit să conducă la căderea acestui guvern și să creeze oareșcum o instabilitate politică la acest moment. Soluții sunt, însă sper ca tragedia acestor tineri să nu rămână în zadar și, într-adevăr, în al 12-lea ceas, clasa politică să se trezească și să facă ceea ce trebuie în acord cu societatea civilă. Pentru că istoria ne-a mai dat astfel de evenimente și mi-aduc aici aminte de tragedia cu acel copil Ionuț la București, spâșia de câini. A fost o mișcare, a fost o situație de nedorit și după care lucrurile s-au așezat, nu s-a mai întâmplat absolut nimic, societatea civilă s-a retras, legile nu s-au modificat și s-a continuat în același făgaș. Deci semnalul străzii la acest moment este mult mai intens și mult mai puternic decât în cazurile precedente și sper ca noi, cei care facem parte din structuri politice, din partide politice, să înțelegem pe deplin mesajul acestor oameni și să procedăm în consecință. Ca să închid pe întrebarea dumneavoastră, da, în Partidul Național Liberal sunt resurse politice de preluare a guvernării. Resurse umane și oameni capabili care pot prelua oricând guvernarea și duce la bună îndeplinire cerințele societății civile. Împărtășesc acest punct de vedere privitor la resurse. Ca oportunitate însă nu pot agrea un guvern de, asta e un punct de vedere personal, un guvern de tehnocrați la acest moment, pentru că riscul este unul major și clasa politică actuală din Parlament ne-a demonstrat că nu are maturitatea și capacitatea de a trece peste anumite aspecte și de a asigura o bună guvernare. Vom ajunge la dispute politice, la anumite decizii neasumate de către nimeni și cred că la acest moment soluția ar fi una politică asumată sau, în caz contrar, imposibil de realizat acum, dar dacă ar fi existat un consens politic, chiar s-ar fi putut încercarea unor alegeri anticipate care să responsabilizeze partidele, să-și reînnoiască liniile și resursa umană de care se face vorbire să se regăsească într-adevăr în acord cu solicitările societății civile. Domnule Cârjan, spune domnul Iuga, guvernul Ponta nu a funcționat în parametrii necesari societății românești, nu puteam continua cu un premier anchetat, PNL ar avea suficiente resurse pentru a continua, pentru a guverna, pentru a asigura guvernarea. Vă rog foarte mult, care este opinia noastră în calitate de membru PSD? Înainte de toate am să spun că n-am să intru în niciun caz într-o polemică legată de cât de performant a fost guvernul. Românicenii o știu, românii o știu și cu siguranță și cancelariile occidentale știu lucrul acesta, pentru că este vorba de statistici care nu pot fi mințite. În schimb, mă surprinde acum să văd nu neapărat poziția exprimată de domnul Iuga, ci în general cea exprimată de liderii PNL de la nivel central, anume că abia aștepta Ponta să-și dea demisia ca să iasă onorabil dintr-o astfel de situație. Nu înțeleg următorul lucru. De un an de zile, Partidul Național Liberal și președintele își doresc ca premierul să plece și împreună cu el și guvernul sau guvernarea PSD, iar acum în loc să profite de acest moment și să-și asume guvernarea, încearcă să găsească fel de fel de tertipuri, odată de a nu-și asuma guvernarea și pe de altă parte să spună că de fapt guvernul acesta și dacă a plecat, mare lucru n-a făcut. Adică haideți să încercăm să fim responsabili. Pe de altă parte ar mai trebui să precizăm următorul lucru. Cred că toți de aici din platou ne dorim și cu siguranță fiecare român să trăim într-o societate democrată. Și ar trebui să precizăm că vocea străzii este foarte important să ținem seama de ea, dar când un guvern pică urmarea presiunilor din stradă, acesta nu este un act democratic. Pe de altă parte, ar trebui să fim educați sau să ne educăm, să înțelegem că în democrație funcționează principiul majorității. Nu contează cât ești de bun. Dacă nu reușești să înturnești sufragiile unei majorități, atunci nu poți ideile tale să le pui în practică. Dacă vom înțelege acest minim amănunt și dacă în fiecare comunitate sau în general în societate vom lăsa după alegeri,
să vorbească cei care au reușit să întrunească o majoritate, lucrurile sunt foarte simple. Adică nu trebuie să ne certăm, nu trebuie să acuzăm pe nimeni, trebuie pur și simplu să așteptăm să ne vină rândul să vorbim și vom vorbi funcție de câtă susținere vom avea la un moment dat. N-am să fac mai mult de atât în a discuta pe marginea acestui subiect. Știu însă un lucru, că avem astăzi un guvern tehnocrat pentru că așa a dorit președintele Iohannis. Știu astăzi că avem un guvern altul decât cel pe care ar fi trebuit să-și-l asume PNL-ul pentru că așa a dorit președintele Iohannis. Iar declarația domniei sale că au trebuit să moară oameni ca acest guvern să plece, mi se pare nedreaptă, chiar ușor responsabilă. La acest moment, președintele Iohannis are tot ce și-a dorit, și-a dorit guvernul dumnealui și-l are. Are liniște, pentru că strada i-a conferit această liniște, s-a exprimat strada împotriva întregii clase politice, mai puțin a președintelui, deși și dumnealui face parte din vechea clasă politică. Și aștept chiar cu toată îngăduința ca perioada următoare să ne asigure liniștea de care avem nevoie ca societate, ca leul să-și revină, ca economia să-și revină, ca slăbiciunile pe care într-o săptămână de guvernare cu un guvern interimar, aceste slăbiciuni, cum spuneam, să le putem da la o parte și noul guvern investit în curând, guvernul președintelui Iohannis, să-și facă treaba așa cum fiecare dintre noi așteptăm. Domnul Marianeață. Și noi, în PRU, avem, ce să zic, mari speranțe că acest guvern și acest prim-ministru numit de domnul președinte Iohannis o să-și facă treaba așa cum trebuie. Dar nu știu, sunt totuși sceptic, debusolat, într-un fel. Nu zic că nu sunt de acord cu tinerii care au ieșit în stradă. Sunt de acord, dar acești tineri trebuia să iasă de mult. Deci acestui guvern s-a imputat că 26 de ani, nu știu ce s-a întâmplat în România, să nu uităm că 26 de ani au fost mai multe guverne care s-au succedat la conducerea țării. Au guvernat. De ce nu au ieșit tineri în stradă? Atunci când s-au închis spitale și s-au închis foarte multe spitale și când oamenii mureau de la un spital la altul pentru că le găseau închise, de ce nu au ieșit tineri în stradă atunci când s-au tăiat salarii cu 25%? De ce nu au ieșit când s-au tăiat pensii? De ce nu au ieșit în stradă atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la maternitatea din București, când acei copii au ars din cauza că aveau o singură asistentă pe secție și asistența a mers undeva, cum merge toată lumea? Și atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat, de ce nu au ieșit în stradă și au ieșit acum? Deci ar fi trebuit să iasă de mult în stradă și de mult trebuia schimbată clasa politică. Dar probabil, acum au considerat tinerii, dar să nu uităm că 20.000 de tineri nu reprezintă voința a 10 milioane. Pentru că și guvernul Ponta a fost votat de 5 milioane de oameni. Dar sper, cum a spus și domnul Sorin Cârjan, că o să fie bine și cred că această speranță o are fiecare român, pentru că țara este săracă și este așa cum trebuie și așa cum nu este așa cum ar trebui să fie și ne trebuie stabilitate. Deci acest guvern trebuie să demonstreze că acest guvern de tehnocrați este mai bun decât un guvern politic. Din punctul meu de vedere a fost mult mai bun un guvern politic, pentru că de-aia lumea a votat, să nu uităm că în alegerile din 2012 fiecare a votat ceea ce a considerat el și datorită acestui vot a fost guvernul Ponta. Eu nu sunt PSD-ist și nu fac parte din membrii PSD, dar am fost și noi ca UNPR, am fost în acest guvern și guvernul și-a făcut treaba din punctul meu de vedere așa cum trebuie. Au fost foarte multe proiecte care s-au adoptat, chiar și proiecte propuse de UNPR și proiecte bune. Am convingerea și aș vrea să cred că într-adevăr, guvernul acesta de tehnocrați o să lucreze în binele populației, o să asigure stabilitate în țară și va organiza bine alegerile din 2012, că atunci să vedem într-adevăr ce vrea strada, ce vrea populația. Pentru că eu nu știu dacă cei 20.000, cum am mai spus, reprezintă vrerea românilor.
Dar domnul președinte Iohannis și-a dorit de la început, de când a ieșit președinte, să aibă un guvern al dumnealui și acum îl are. Toată responsabilitatea de data aceasta cade în spatele domnului președinte Iohannis. Dacă va merge treaba bine sau dacă nu va merge treaba bine. Domnul președinte și-a dorit un guvern și îl va avea, spune domnul Marian Neață. Astăzi a avut loc cea de-a doua rundă de consultări cu reprezentanții partidelor politice. Cine va fi premierul desemnat? Ce persoană va avea cele mai mari șanse? În condiții în care vreau să mă leg de o declarație pe care a făcut-o un reprezentant al societății civile la întâlnirea de zilele trecute cu președintele Iohannis. Citez. I-am cerut președintelui să nu facă niciun compromis când va propune numirea noului ministru. Evident că numele primului ministru desemnat este cunoscut doar de către președinte. Dar sunt convins că nominalizarea pe care acesta o va face va fi în acord și cu punctele de vedere exprimate de partidele politice prezente la consultări și cu poziția adoptată de către reprezentanții societății civile. Ca o completare vis-a-vis de ce au spus colegii, fără a intra în polemică de care guvern a fost mai bun sau mai puțin bun, într-adevăr cifrele vor reliefa acest aspect și evident la alegeri se va vedea care a fost opțiunea acestora. Spunea domnul Bice că nu contează cât ești de bun, important e să-ți creezi o majoritate. Eu aș aduce un pic înapoi timpul și mi-aș aduce aminte că cele 5 milioane de voturi nu au fost obținute de guvernarea Victor Ponta. A fost într-o alianță PSD. Ne-am trezit cu o guvernare ad hoc, peste noapte, în care au apărut în coaliție formațiuni politice care nici măcar nu au participat în alegeri, ALDE. Că mergem mai departe vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2016 și râmnicenii și în special județul Buzău știe, Buzău nu a fost cu 78 de primării PSD. Adică cetățenii au vrut altceva în 2012. Acela a fost votul domniilor lor exprimat. Că ulterior să facă astfel de alianțe, de mici favoruri între partidele politice, acest lucru nu trebuie să mai întâmple. Și cred eu că persoana pe care domnul Iohannis o va nominaliza va încerca să acopere prin cabinetul pe care acesta și-l va forma întregul spectru politic și totodată în acord cu solicitările societății civile. Eu rămân la ideea că la acest moment va fi greu de convins că acest guvern, nu trebuie să punem neapărat un guvern ca să organizeze alegerile din 2016. Acest guvern preia țara într-o situație în care vom vedea dacă toate aceste măsuri luate au susținere financiară. Deja niște semnale din exterior sunt. Vom vedea dacă acest guvern va avea susținere politică și dacă va fi în acord cu toate solicitările și dacă acest guvern va putea să-și impună un program de guvernare pe o perioadă scurtă de timp până la urmă și în care să remedieze sau să propună să pună bazele și perspectivele unei guvernări viitoare. Deci cred eu că e nevoie de o asumare politică a întregilor formațiuni politice și mai cred că ceea ce solicită strada trebuie avut în vedere. Cred că o mai bună apropiere față de cetățean, prin tot ceea ce înseamnă campanii, tot ceea ce înseamnă oameni, tot ceea ce înseamnă solicitări, doleanțe, trebuie luată în considerare. Adică nu mai putem să luăm măsuri fără a consulta îndeaproape societatea civilă. S-a văzut că unele dintre măsurile luate nu au fost bune. Poate vorbim de cifre, că a fost o guvernare bună sau mai puțin bună, dar aceste tragedii, inclusiv ultima din colectiv, ne-au demonstrat încă o dată lacunele legislative, lacunele sistemului, atât cel privat, atât cel medical și de sănătate, atât în domeniul legislativ și al controlului. Toate acestea fac parte tot dintr-un sistem care este bine guvernat, să spunem. Și chiar dacă avem anumite creșteri, important este ceea ce simte cetățeanul efectiv în viața de zi cu zi și nu doar anumite aspecte puse pe o hârtie care relifează situații de fapt. Precizez, la momentul înregistrării acestei ediții,
A apărut deja un nume. Surse din PNL spun că cele mai mari șanse le are domnul Dacian Cioloș. Vă rog foarte mult să comentăm acest lucru. Domnul Cârjan, vă rog. Politic, este absolut, la momentul acesta, părerea mea că nici nu contează ceea ce gândim fiecare dintre noi. Decizia este luată și cred că este luată cu multă vreme înainte. Da, nu o să fiu ipocrit să nu spun că încă din precedenta mea intervenție am și spus că domnul Iohannis are exact ceea ce și-a dorit, domnul președinte Iohannis are exact ceea ce și-a dorit. Cu alte cuvinte, la momentul acesta, întreg spectrul politic îl susține și fără îndoială nu s-au opus și n-au făcut propuneri tocmai pentru a-i se da președintelui posibilitatea să facă un guvern despre care să nu mai aibă motive să spună ulterior că obstrucționează procesul de dezvoltare al României. Aș vrea însă să fac apel la colegii mei și în general la rămiceni, considerând că acest moment va reflecta întreaga societate românească, să încercăm să facem abstracție de tot ceea ce se va vorbi perioada următoare la București, la nivel central în politică, și să rămânem aceiași care am fost în ultima perioadă cel puțin. Adică să nu ne lăsăm animați de, eu știu, imboldul acesta de a purta niște polemici, pentru că nu este neapărat lupta noastră, dacă vreți. La nivel local va fi un moment în care, cu siguranță, în alegerile locale vom spune unii despre alții, sper, lucruri decente, dar care au legătură strictă cu viața noastră de zi cu zi. La momentul acesta avem prea puține date, avem prea puține elemente, în așa fel încât să ne hazardăm, să facem pronosticuri, să facem analize, să ne angrenăm, să zicem așa, într-un joc care este oarecum periculos, pentru că nu știm desfășurarea ulterioară a evenimentelor dacă vor fi de natură să ne pună într-o lumină bună în fața concitadinilor noștri. Eu sper să rămânem aceiași care am fost, cum spuneam, în urmă cu câteva luni, cu câteva săptămâni și să nu devenim peste noapte cu încrâncenare adversari, pentru că liderii partidelor noastre se vor încrâncena perioada următoare la București. Nu știu, acesta este punctul meu de vedere și încă o dată un apel la liniște. Domnul Iuga, domnul viceprimar Sorin Cârjan face apel la liniște. Face apel la liniște și eu îmi doresc liniște, dar nu putem fi ignoranți vis-a-vis de lucrurile care se întâmplă la nivel central. Evident ca și oameni întotdeauna vom duce o politică a bunului simț și evident disputele politice nu vor fi duse cu atâta încrâncenare încât să ducă la adversitate și la o alte soluții reprobabile. Însă evident că suntem adversari politici, asta nu înseamnă că suntem dușmani. Și ați putea în condițiile în care dorim... o perioadă ați mers pe același traseu politic la Râmnicu Spre Sărat? Asta, fără a intra acum și să începem Dar campania electorală. Dar este o întrebare la care telespectatorii râmnicenii vor să știe, nu? Da, cu siguranță suntem și acum suntem adversari politici. PSD, PNL. Dar nu dăm startul campaniei electorale la acest moment. Evident că și pe noi încă ne doare faptul că în 2012 râmnicenii au vrut PNL și au în 2015 PSD. Da. Deci avem lideri răniți în continuare, lideri politici. Nu e vorba lideri de lideri răniți, sunt vorba că sunt anumite lucruri care trebuie spuse și atestă realitatea. Asta nu înseamnă că suntem înrăiți și că ne batem și că inoculăm oamenilor ce răi sunt aceia sau ce buni sunt ceilalți. Nu, important este ca noi toți reprezentanții partidelor politice la nivelul municipiului să găsim căile cele mai bune pentru a pune umărul și de a îmbunătăți viața cetățenilor. Dacă cetățenii vor vedea în 2016, și aici este vorba de vot, această transformare de la dreapta la stânga a fost benefică și vor da încredere Partidului Social Democrat, aceasta este opțiunea lor. Dacă vor vrea să reacorde încredere Partidului Național Liberal și evident pe programe bine stabilite, atunci iarăși este opțiunea politică. Dar asta nu înseamnă că după alegeri automat vom sta spate în spate sau, nu știu, ne vom urca vorbe grele. Nici din punctul nostru de vedere nu se va ajunge aici. Dacian Cioloș, dacă aceasta este
persoana nominalizată și-a dovedit expertiza la nivel european și prin funcțiile pe care acesta le-a îndeplinit. A făcut parte dintr-un cabinet politic, de nu mai devreme de 2011, cred, și nu aș merge atât de mult cu ideea că e ceea ce și-a dorit domnul Iohannis. Că mă îndoiesc că domnul Iohannis și-a dorit tragedia de la colectiv ca să plece premierul Ponta. Nu, s-au încercat mijloacele democratice, nu au condus la această chestiune și evident că trebuia nominalizată o persoană. Dacă va fi cea capabilă de a face lucrurile să funcționeze și să pună în acord formațiunile politice, vom vedea dacă va reuși și prin miniștrii pe care acesta îi va propune și vom vedea dacă va avea votul Parlamentului. Rămân la punctul meu de vedere și cred în continuare că indiferent dacă PNL-ul ar fi putut să ducă această majoritate acum sau de altfel și declarații ale PSD-ului au spus că indiferent dacă Ponta va mai fi sau nu va mai fi, vor duce guvernarea mai departe. Vom vedea dacă aceste majorități vor putea susține Dacian Cioloș sau vor veni cu o propunere politică asumată și care va întruni o majoritate. Punctul meu de vedere, nu știu, la acest moment tehnic nu prea se poate, dar rămân ca poziție a unor eventuale alegeri anticipate. Acel guvern interimar și domnul Câmpeanu, care a făcut parte, cred că se poate descurca 2 luni și jumătate. De adevăr, avem legi importante, buget și mai departe, dar asta nu înseamnă că aruncăm țara în haos sau în alte chestiuni. Astea sunt cuvinte mult prea mari. Sunt sigură că domnul viceprimar vrea să vină cu ceva completări, după care aș vrea așa să discutăm puțin mai mult, să insistăm și asupra lucrurilor ce se înregistrează, evenimentelor ce se înregistrează aici pe plan local. Și vorbim imediat și cu domnul Marian Neață. Vreți să faceți o completare? Nu, vreau doar să spun colegului meu de platou că nu sunt foarte convins că râmnicenii au vrut în 2012 ca PNL-ul să conducă orașul, ci să continue primarul care îi convinsese în 4 ani de zile, că are idei, proiecte și pe care poate să le ducă la îndeplinire. Și spun lucrul acesta pentru că dacă până în 2012 toate alegerile au fost câștigate de PNL, pentru că niște oameni reprezentau la momentul acela PNL-ul, ultimele alegeri, cele prezidențiale, au fost câștigate în primul tur, în mod detașat, de PSD. Nu m-aș juca însă nici cu genul acesta de comentarii, să spunem, în care partidele se iasă în evidență. Cum bine știți, în general, alegerile locale contează omul și mai puțin partidul și, în general, în România, nu există o împărțire doctrinară, nu suntem încă, avem convingeri de stânga sau de dreapta, pentru că nici partidele nu sunt foarte diferite și nu au reușit nici să-i convingă pe cetățeni că îi diferențiază doar o anume doctrină politică. Așa încât, haideți să încercăm să vorbim mai puțin în parametrii politici, cel puțin în fața râmnicenilor. Este, dacă vreți, rugămintea mea, nu este un sfat, propriu zis, ca să-i lăsăm pe râmnicenii să înțeleagă, în primul rând, ce se întâmplă în comunitate și, pe urmă, în cunoștință de cauză, să se pregătească de alegeri locale, pentru că, într-adevăr, acela va fi un moment în care vom vedea, de fapt, râmnicenii, dacă votează partide sau votează oameni. Fără a fura startul campaniei electorale, domnule Marian Neață, spunea domnul viceprimar că își dorește o perioadă liniștită pentru Râmnicu Sărat, o perioadă, înțeleg clar, liniștită în Consiliul Local Municipal, cel puțin până la momentul alegerilor locale. Și este normal ceea ce a spus domnul viceprimar, pentru că noi suntem trimiși în Consiliul Local ca să facem lucruri bune pentru râmnicenii, nu să ne certăm între noi datorită doctrinei politice. Cum am spus și la celelalte emisiuni, îmi place să cred că formăm o echipă. Că în Consiliul Local s-a format o echipă care lucrează pentru binele râmnicenilor. Și așa aș vrea să rămână și în continuare. Bineînțeles, dacă sunt unele proiecte care, nouă ca și partid, nu ne convine pentru că avem alte opțiuni, da, putem să nu le votăm. Dar în tot ceea ce ține de râmnicen, tot ceea ce ține și este benefic pentru cetățenii acestui municipiu, trebuie votat, indiferent că facem parte din formațiuni politice cu alte opțiuni. Ce să zic, până acum chiar mi-a plăcut acest mandat în care am fost. A fost primul meu mandat ca și consilier. Am lucrat foarte bine cu domnul viceprimar, cu domnul primar. Nu am votat toate proiectele pe care domnul primar le-a votat, dar am argumentat de ce nu le votez. Pentru că dar nimic nu a fost politic. A fost ceea ce eu am considerat ca și om că este benefic pentru cetățeanul râmnicean.
sper așa să fie și de aici încolo. Iar în campania electorală, că s-a vorbit de campania electorală, îmi place să cred că va fi ca, știu eu, ca atunci când faci sport, să fie sportivă. Deci fiecare să nu cu atac la persoană, fiecare să spună ce vrea să facă, fiecare să alerge pe culoarul lui, să convingă cât mai Dar mulți, mai rar se întâmplă aceste lucruri în prezent oameni. Și în sport. Nu este chiar. Eu am fost sportiv și am făcut un sport individual. După ce se termina competiția, ne strângeam mână. Și așa vreau să fie și după următoarea competiție din 2016. Deci fiecare cu cât poate să convingă mai mulți oameni că ceea ce vrea să facă el este benefic pentru oraș, așa să fie votat. Deci campania trecută care a fost, mie, sincer să vă spun, nu mi-a plăcut. Pentru că au fost candidați care au lucrat, din punctul meu de vedere, cu atacuri la persoană, cu dezinformări. Nu, haideți să încercăm să fim sportivi, să fim corecți, să fim cinstiți față de rămicenți, să nu umblăm cu lucruri care nu se pot face. Să le spunem că nu știu ce facem noi, că o să facem mai Europa la Râmnicu Sărat, dar nu se poate face. Deci cu cât suntem mai cinstiți, și probabil pe mulți dintre noi deja râmnicieni ne cunosc. Știe care este un cinstit, care umblă cu lucruri care se pot face, care a mers acolo ca să ajute. Cu toate că eu am fost singurul consilier pe PDD, după aceea UNPR. Am încercat, împreună cu domnul viceprimar, împreună cu domnul primar, să ajut râmnicenii. Și nu a contat că au fost dintre cei care m-au votat sau din cei care nu m-au votat. Toți care au venit la mine au reprezentat locuitorii orașului Râmnicu, municipiului Râmnicu Sărat, și am încercat să-i ajut pe tot, datorită, cum am spus, primăriei, domnului vice și domnului primar, care m-au înțeles și m-au ajutat. Nu pe mine, pe oamenii care fac parte din acest oraș. Așa aș vrea să rămână și în continuare. Intrăm în campanie electorală, acolo fiecare să spună ceea ce vrea să facă benefic pentru orașul respectiv, iar după aceea să ne strângem mâna, să formăm din nou o echipă și să mergem la treabă, pentru că râmnicianul de aia ne votează, ca să mergem la treabă și să facem lucruri benefice pentru oraș. Domnilor, vorbim de această competiție electorală așteptată de partidele politice. Vreau să știu dacă formațiunile prezente astăzi în platou și-au desemnat candidații pentru această cursă electorală. PNL, Râmnicu Sărat, ce anunț ne face? PNL Râmnicu Sărat are o competiție internă, de fapt numai PNL Râmnicu Sărat, o competiție declanșată la nivel național, care va da și candidatul. Deocamdată în această competiție internă m-am înscris, având susținerea organizației municipale Râmnicu Sărat. Voi intra în acea morișcă a sondajelor și a tuturor lucrurilor care țin și a cercetărilor sociologice care țin de desemnare și credem noi că, evident, dacă va mai intra și altcineva în această competiție internă a Partidului Național Liberal, credem că vom fi capabili să dăm cel mai bun candidat pentru primăria municipiului Râmnicu Sărat. Eu cred că nu i-aș desconsidera atât de mult pe râmniceni în sensul că dreapta, stânga nu se știe. Eu cred că se știe foarte bine și care e dreapta și care e stânga pe șichierul politic și sunt convins că și doctrinele sunt cunoscute foarte bine. Și totodată mai cred că cei care merg cu un partid în spate, și este normal, nu pot spune ulterior că, domnule, oamenii, într-adevăr, oamenii responsabilizează partidele. Însă cel care nu vrea să meargă într-o anumită formațiune, că nu se regăsește de dreapta, de stânga, poate merge independent. Și atunci își poate da măsura valorii sale, evident, într-o bătălie electorală. De ce nu să nu câștige? Dar cred că Partidul Național Liberal la Râmnicu Sărat va da o echipă foarte bună, evident, nu numai candidatul de primar, ci și consilierii locali vor intra în această morișcă, în acest scrutin intern și cu siguranță cred că până la 1 decembrie, poate 1 ianuarie, fără a folosi niște date foarte îndepărtate, vom avea desemnat candidatul la primăria municipiului Râmnicu Sărat, cât și echipa de consilier. Deocamdată, intern, asumată candidatură este a mea. Vom vedea, ne interesează evident și cum stăm ca și procent la nivelul municipiului, nu neapărat ca scorul, ci ca și
percepția oamenilor vis-a-vis de persoanele pe care noi le introducem, de ceea ce vrem să facem, de programele pe care le propunem și, evident, atunci vom alege cea mai bună echipă în acord cu societatea civilă. Pentru că dacă strada cere la București și pentru legislativul național așa ceva, cred eu că putem face și la nivel local același lucru. Să chemăm în stradă sau ce? Nu. Va trebui să fim mult mai atenți și să-i consultăm mult mai des vis-a-vis de deciziile pe care legislativul municipal le ia. Cred eu că e bine și, evident, chiar dacă nu ajungem întotdeauna la soluția cea mai bună, măcar acei oameni sunt ascultați și, evident, punctele lor de vedere sunt notate și în viitorul apropiat sau mai îndepărtat realizate. Adică, așa cum a spus și domnul Neață, nu putem să facem un aeroport la Râmnicu Sărat. Dar putem să luăm un act de astfel de solicitare și, nu știu, poate peste 2, 3, 5 consilii locale sau scrutinuri electorale, poate să va ajunge și la un aeroport. Mă îndoiesc că asta este doleanța cea mai mare a râmnicenilor la acest moment. Da, cine știe. Domnul Iuga, pentru a lămuri râmnicenii, într-adevăr, discuțiile contradictorii în cadrul PNL Râmnicu Sărat continuă, în cadrul noului PNL Râmnicu Sărat, că tot timpul trebuie să facem acea precizare. PNL Râmnicu Sărat, ca în orice formațiune din țară, a mers pe acest drum împreună cu vechiul PDL. Și dacă cele două formațiuni, vechi formațiuni, au căzut la un numitor comun în momentul în care v-au desemnat pe dumneavoastră, v-au încurajat să vă înscrieți pe această listă pentru a candida la primăria Râmnicu Sărat? Cred eu că decizia luată la nivel național, tocmai pentru a nu mai exista astfel de derapaje, rupturi de alianțe și așa mai departe, a condus la fuziunea celor două formațiuni politice și, din punctul meu de vedere, strict personal, da, exprimat și de alți colegi prin alte structuri, statutul noului partid cu alegeri la 1 ianuarie 2017 se pare că nu este o decizie foarte bună. Evident, neputând ieși din liniile acestui statut, prin consens la nivelul conducerilor județene celor două formațiuni politice, se poate opta pentru o singură președinție. Lucru care la Buzău s-a întâmplat încă din primele două luni ale fuziunii la nivelul tuturor celorlalte comune. Săptămâna trecută s-a decis, având în vedere faptul că alegerile locale se apropie cu pași repezi, s-a decis ca să fie un singur președinte care să-și creeze biroul politic până în următoarele două săptămâni, pentru ca Partidul Național Liberal să încerce să intre cu echipa cea mai bună în alegerile din 2016 și, evident, să câștige alegerile. Nu se pune problema unor discuții contradictorii sau unor disfuncționalități majore. Interesul nostru este acela de a câștiga și, evident, cu o echipă mai scurtă, să spunem așa, și cu factorul de decizie mult mai maleabil, poate fi mai eficient în perspectiva alegerilor, fără a ignora de aici activul de partid cu care sunt întâlnirile săptămânale, întreaga masă. Dar pentru anumite decizii mai importante și deplasări la Buzău, atunci s-a decis pentru astfel de chestiune și pentru a eficientiza modul de transmitere inclusiv al documentelor. Gândiți-vă că, fiind două cuiuri, intrăm și în aspecte tehnice, era nevoie întotdeauna de semnătura a doi copreședinți, poate unul dintre domniile lor era plecat și atunci, pentru o mai bună eficientizare pe toate aspectele, s-a luat această decizie. Dar potrivit unor surse, noi suntem datori acum să vă întrebăm, circulă așa un zvon, că ar apărea și o altă persoană care ar vrea să candideze din partea PNL la primăria municipiului Râmnicu Sărat. Nu știu la cunoștință de aceste aspecte, cum ați spus și dumneavoastră, pe surse. Eu mi-am asumat această candidatură în cadrul organizației PNL Râmnicu Sărat și mi-o voi menține câtă vreme organizația PNL Râmnicu Sărat va considera că va merge și e oportun să mergem împreună în alegerile din 2016. Nu exclud o a treia sau a patra sau a cincea persoană în cadrul acestui sondaj intern. Și dacă sunt alte persoane care doresc să candideze la primăria Râmnicu Sărat, foarte bine o pot face, adeziunea
e de completat, partidul nostru are ușile deschise. Și oricine să devină membru PNL, da? Să devină membru PNL, cred eu că din partea PNL și va trebui să aibă și susținerea organizației PNL. Altfel, în măsura în care, nu știu, poate eu nu voi fi agreat de către partide politice, vor fi alți factori care nu vor considera că sunt potrivit pentru această candidatură, și în măsura în care organizația PNL Râmnicu Sărat agrează o altă persoană, atunci se va discuta în cadrul biroului politic și se va lua o decizie în acest sens. Deocamdată eu mi-o voi asuma și v-am spus cât timp mi-o voi menține. Mai departe, decizii la nivel județean, la nivel național, în ceea ce privește implicarea în structurile organizatorice ale partidelor la nivel de municipii sau comune, nu le desconsider și nu sunt de nebăgat în seamă, dar nu m-aș apleca foarte mult în vedere informările pe care aceștia le au, și cred că cel mai bine știu cetățenii și oamenii de partid de aici situația reală. Și cu ei facem campanie și venim în fața cetățenilor și ne punem cu bune cu rele în fața acestora, nu cei de la București sau din alte zone ale țării. Domnul Sorin Cârjan, PSD Râmnicu Sărat și-a desemnat persoana care va candida pentru funcția de primar al municipiului Râmnicu Sărat? Nu. Domnul Viorel Holban va continua să fie primarul râmnicenilor? Intenționează acest lucru? Am să încep cu ultima parte a întrebării dumneavoastră. Nu știu și probabil că nici domnul primar nu știe, dar cu siguranță dacă ar face-o, ar pleca cu prima șansă, dată fiind perioada în care a fost primar, și cu siguranță râmnicenii i-ar da în continuare votul, tocmai pentru că știe populația din Râmnic că este un om consecvent și că întotdeauna și-a dus la îndeplinire proiectele asumate. Nu, Partidul Social Democrat nu și-a desemnat încă cel care va fi candidatul la alegerile locale. Nu este o prioritate, pentru noi este prioritar la momentul acesta să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am asumat, și nu neapărat în numele Partidului Social Democrat, ci al echipei din care fac parte, echipa domnului primar. Legat de exemplu pe care ne-l dă sau ceea ce ne cere piața, spunea colegul meu de platou, domnul Iuga, că este preocupat Partidul Național Liberal să asculte strada. În ceea ce ne privește, noi am ascultat întotdeauna strada și o facem zi de zi. Până și programul cu care am câștigat alegerile în 2008 au ținut seama de doleanțele râmnicenilor. În 2012 de asemenea, și cu siguranță și în 2016 programul cu care vom ieși în fața râmnicenilor va reflecta strict care este problematica râmniceană. Este prematur să discutăm despre viitoarele alegeri locale, pentru că, vedeți, evenimentele se succed cu asemenea repeziciune și vin date atât de noi, încât cu siguranță că altele vor fi datele problemei peste o săptămână, o lună sau mai mult. Dar este important să înțelegem fiecare din noi că pentru a avea o comunitate unită trebuie să avem și să dăm un exemplu de ceea ce înseamnă un alt gen de politică. Nu e suficient să clamăm că facem politica bunului simț dacă nu facem dovada aceasta. Nu este suficient să ne exprimăm în fața râmnicenilor cât de bune sunt intențiile noastre, dacă nu înțelegem că în orice democrație, lucru pe care l-am și prezentat în această emisiune, trebuie să funcționeze principiul majorității. Trebuie să le spunem oamenilor cine suntem, ceea ce dorim să facem, și în funcție de voturile exprimate, vom avea sau nu o majoritate fără de care nu vom putea să administrăm orașul. Sper să fie așa cum a zis colegul nostru, să avem în următorul mandat aceeași liniște de care am avut parte între 2012 și momentul actual, pentru că dacă Râmnicu Sărat a prosperat în această perioadă, nu este doar meritul primarului și al echipei de consilieri care l-au susținut, ci a întregului Consiliu Local, pentru că întotdeauna am găsit fundamentată pe stabilitatea pe care am avut-o în Consiliul Local, întotdeauna am găsit argumente și am cumpărit în așa fel încât pentru râmniceni să iasă cele mai bune proiecte de hotărâre. Sper să fie în continuare, cum spuneam, aceeași atmosferă, nu numai în Consiliul Local, ci și în oraș. Și mai spunea un lucru, domnul Marian Neață. Nu mi-a plăcut campania din 2012, a fost o campanie axată pe atac la persoană, nici de cum pe programe politice. Ceea ce a fost mai grav nu a fost luna de campanie electorală, ci că aproape un an de zile, sub imperiul celor ce s-au spus,
oamenii au acționat. Deci erau oameni care s-au și certat, oameni care poate locuiau în aceeași vecinătate, poate erau prieteni de serviciu și datorită unei campanii dusă, unei campanii negativă dusă, deci cu greu am reușit să liniștim opinia publică. De asta avem nevoie înainte de orice, avem nevoie de liniște și de solidaritate într-o comunitate pentru a putea, pe românește, trage cu toți la aceeași căruță. Domnul Marian Neață, vă mai candida pentru primăria municipiului Râmnicu-Sărat? Este foarte devreme să vă spun. În cel mult o lună o să se ia decizia și la noi să vedem cine va candida. Probabil vor fi mai mulți care o să-și depună candidatura pentru funcția de primar. Deocamdată nu știu dacă o să candidez sau nu o să candidez. Dar probabil și de la noi o să fie 2-3 care o să-și depună candidatura și o să stabilim la începutul anului viitor, în funcție de sondajele care o să le avem la nivel de municipiu, care este cel mai bun candidat din partea partidului nostru. Deci noi suntem un partid progresist și am dorit totuși să candideze cineva o persoană mai tânără, să avem și consilier, pe lista de consilier, consilier mai tânăr, pentru că un suflu nou, un suflu proaspăt ar aduce foarte mult bine comunității din care facem parte. Nu zic că și cei de seama mea sau cei un pic mai mici sau un pic mai mari nu trebuie să-și aducă aportul în viața politică din municipiul nostru, dar cred că și tinerii și suflul lor tânăr și ideile lor tinere aduc un mare beneficiu municipiului Râmnicu-Sărat. Am tot discutat acum în ultima parte a emisiunii despre nevoile râmnicianului, despre ce vrea cetățeanul din municipiul Râmnicu-Sărat și aș vrea să vă reamintesc una dintre concluziile pe care le-a tras președintele Iohannis după întâlnirea cu societatea civilă. Spunea domnia sa că lumea așteaptă mai multă curățenie, seriozitate și transparență în politică. Oare se va putea rezolva vreodată acest lucru, pentru că fiecare politician în parte, cu ocazia fiecărui eveniment, declară acest lucru. Curățenie și transparență în politică. Domnul Iuga, vă rog. Se poate. Și eu sunt convins că se va și întâmpla acest lucru. Pentru că ceea ce vrem și noi este mai mult respect față de cetățean și totodată promovarea valorilor. Și vorbim aici de respect, consecvență, corectitudine, cinste și așa mai departe. Pentru că acei oameni care sunt până la urmă, nu sunt oameni politici sau sunt specialiști buni în domeniile în care aceștia activează, trebuie să aibă și această conduită care vin în fața cetățenilor. Și cred eu că astfel de oameni își dorește societatea civilă în politică și aici este responsabilitatea majoră a partidelor politice de a-și alege acești oameni și de a-i propune ca și candidați în viitoarele alegeri. Cred că se poate realiza acest lucru și cred că fie în caz contrar, evident, de contul va fi acela al pierderii alegerilor. Și cred că problemele cetățenilor trebuie ascultate, însă trebuie oferite și soluții. Acolo unde se pot sau acolo unde nu se pot, spus transparent acest lucru și totodată mai cred că modul în care se va face politică pe viitor nu va mai fi sub nicio formă agreat de societatea civilă cu modalitatea în care s-a făcut campanie electorală în ceilalți ani. Eu sper că tot ceea ce înseamnă constanță în politică, în primul rând, tot ceea ce înseamnă decizii, promovarea unor oameni să fie în acord cu societatea civilă și evident acești oameni care vin din societatea civilă vor trebui să intre în anumite partide politice, să aducă plusul lor către acestea sau în caz contrar să se implice mai mult, inclusiv prin asumarea unor candidaturi independente, prin crearea unor formațiuni politice, nu știu, zonale, locale, sau chiar la nivel național, dar o implicare activă, efectiv, în viața politică a comunităților lor. Domnule viceprimar, și poate încheiem și cu această cerere din partea societății civile. Diminuarea membrilor Parlamentului, renunțarea la imunitate, votul în două tururi și votul prin corespondență făcut corect. Toate lucrurile acestea au fost cu multă vreme înainte prezentate, analizate, discutate. Sigur că la un moment dat
tot printr-o voință politică, în Parlament, pentru că acolo se iau deciziile, pot fi toate lucrurile acestea încadrate în legi. Pentru că dacă astăzi societatea nu este mulțumită de evoluția politicienilor, să știți că nu calitatea oamenilor care au ajuns în Parlament a făcut lucrul acesta, ci legile care au fost permisive și care au dat, să spunem, posibilitatea unor oameni să se manifeste și altfel decât dorea societatea. Să știți că Parlamentul de astăzi reprezintă, dacă vreți, structura societății. Parlamentul, oamenii care au ajuns acolo, nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât societatea, pentru că, dacă este să ne gândim, ei au ajuns acolo urmare a votului societății. La un moment dat, ei au fost reprezentativi pentru cei care i-au votat. Pentru că nu-mi imaginez cum altfel au fost votați. La un moment dat, poate erau alți oameni pe listă sau care au candidat în anumite colegii și nu au ajuns în Parlament. Așa că n-aș face, sau cel puțin, este un punct de vedere personal, dacă vreți, n-aș face o culpă doar a clasei politice, ci a întregii societăți. Și dacă astăzi vorbim de societatea civilă, mă întreb eu unde a fost societatea civilă atunci când evenimentele enumerate de domnul Neață se derulau și erau create abuzuri. Chiar am avut un președinte care în multe situații ne-a pus într-o poziție ingrată pe fiecare dintre cetățenii acestei țări. Deci societatea civilă nu este ceva la care să ne uităm, să constituim, ci este ceva care se manifestă și trebuie să se manifeste permanent. Întotdeauna atunci când nu suntem mulțumiți de poziția unui politician, de poziția unui funcționar, de poziția cuiva care este într-o demnitate publică, trebuie să luăm atitudine. Și a lua atitudine nu înseamnă neapărat de a ieși în piață cu fluierul, să țipăm, să punem mâna, eu știu, pe un obiect, ci pur și simplu să exprimi un punct de vedere, să te solidarizezi alături cu alte persoane cu care ai aceleași puncte de vedere și să inițiezi proiecte de hotărâre la nivel local sau central. Sunt optimist în ceea ce privește viitorul, chiar dacă ultimele evenimente, cum spuneam, au fost de natură să ne destabilizeze un pic societatea. Optimismul meu vine din entuziasmul pe care îl văd la tineri. Numai că energia lor, bunele lor intenții, nu trebuie să se oprească aici. Nu trebuie permanent să se uite către ceea ce n-au făcut ei, ci ei trebuie să aibă sau să conștientizeze că prin exemplu personal pot face să se miște societatea. Să nu mai aștepte permanent de la alții să facă ceea ce ei înșiși pot face. Iar dacă se așteaptă că de mâine, intrând în politică, în partidele noi pe care și le vor crea, se vor manifesta altfel decât au făcut-o partidele de la momentul acesta, am să-i dezamăgi spunând că vor vedea în momentul în care își vor asuma responsabilități că lucrurile sunt un pic diferite. E ca și când ne-am uitat la acest pahar toate persoanele din platou, însă fiecare îl vede din unghiul lor. În momentul în care îți asumi responsabilitățile, vei vedea că lucrurile stau oarecum diferit decât credeai astăzi. Dar le doresc să dea un suflu nou societății, să intre în politică, pentru că, fără îndoială, politica are nevoie de energia și ideile lor, dar să manifeste respect pentru toate generațiile și pentru cei care, într-o formă sau alta, s-au implicat pentru a duce mai departe această societate. Domnul Iuga, da, rapid, vă rog. Scurt, dacă eu mi-asum și spun tranșant aceste lucruri, Parlamentul ăsta a avut tot ce a avut în mână pentru modificarea acelor legi. Nu s-a vrut. De ce? Nu știm. Că dacă s-ar fi luat acele principii enunțate inițial, transparență decizională politică, la un moment dat a fost o majoritate covârșitoare în Parlamentul României care putea modifica și legea electorală și societatea civilă și a manifestat acest aspect, nu numai în stradă, cu două tururi. Dar de ce sunt tururi? Avem un referendum validat cu 300 de parlamentari. S-a modificat legea electorală în total dezacord cu ceea ce cerea legea și nu numai societatea civilă. Deci cred eu că actualul Parlament, fără a spune de ce sau arunca pe competență, pe calitate sau pe conjuncturi electorale și formarea unor alianțe, este la acest moment raportat la problemele societății civile și semnalate depășit. Lipsa unei voințe politice asupra acestor aspecte este clară că nu a putut fi dusă la îndeplinire anterior când s-au votat. Cred că legea cu alegerilor electorale s-a votat acum 2 luni și toate partidele politice au ales un singur lucru. Acum să vin împărtășirea
în sprijinul societății civile să zici că, domnule, știi, vrem două tururi. Păi acum două luni de zile aceeași societate civilă ți-o cerea același lucru pe alte site-uri. Acum, sub impulsul acestei tragedii, dintr-o dată devenim, nu știu, mai îngăduitori, cunoaștem și legi și invalidăm voința politică. Deci cred că toată clasa politică trebuie reformată pe acele principii pe care strada le enunță și pe care le va vedea în viitoarea ofertă electorală a partidelor. Pentru că dacă, și împărtășesc și acel punct de vedere și închid, dacă facem anticipate în două luni, dar partidele vor veni cu aceleași persoane, reacția va fi aceeași. Ajungem la o declarație făcută mai devreme de domnul viceprimar. Dacă partidele vor veni cu aceeași persoană, omul contează. Domnul viceprimar. Deci a făcut dovadă că România o vorbă. Omul sfințește locul și plecând de la ideea asta, întotdeauna în comunități mici sau mai mari, exemplul pe care un om poate să-l dea este de natură să-i solidarizeze pe oameni în a-l susține. Dar timpul va dovedi dacă ceea ce liderii din piață sau din politică, enunțurile pe care astăzi le fac, poate doar pentru a da bine pe sticlă, vom vedea dacă vor fi validate și de faptele lor. Domnul Neață, dacă vreți să adăugați ceva, dar foarte, foarte rapid. Ce să zic? Omul sfințește locul, cum a spus și domnul viceprimar. Deci omul potrivit la locul potrivit. Întotdeauna noi pe acest principiu trebuie să ne bazăm. Nu oameni nepotriviți, că sunt mulți nepotriviți care acum sunt puși pe niște funcții, nu pot să-și facă treaba pentru că nu pot. Deci omul potrivit la locul potrivit. Iar nu este timp, pentru că văd că suntem totuși în întârziere și m-a avut multe de spus față de ceea ce a spus domnul Iuga, dar probabil într-o altă emisiune pe care o să o facem. Vă rog, o idee cât mai scurtă, sintetizați, vă rog. Actuala coaliție nu a făcut, dar fosta opoziție ce a făcut? A făcut vreun proiect în care putea să spună nu suntem de acord cu primarul dintr-un singur tur. Nu suntem de acord cu. Nu a făcut nici. Deci să nu mai punem pe toate în spatele celor care au guvernat până acum, pentru că au făcut și lucruri bune, dar dacă vrem pe te găsim și în soare, dacă vrem să găsim lucruri care nu s-au făcut, da. Și dacă nouă întotdeauna la român ne-a trebuit un țap ispășitor. Care este țapul ispășitor? Cei care au fost la guvernare până acum. Nu este așa. Mulțumesc foarte mult, domnilor. Au fost prezenți domnul Ionuț Iuga, PNL, Râmnicu Sărat. Din partea PSD l-am avut prezent pe domnul viceprimar Sorin Cârjan și de la UNPR pe domnul Marian Neață. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Numai bine. Sănătate! Presa. Liberă trecere.